Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit aici cu noi în platou la distracția generală de la transparențe. Transparentizăm un pic lumea asta destul de opacă și în vreme de pandemie și din pricini publice, ca să nu le zic politice direct. În orice caz, bine ați venit! Astăzi l-am ca oaspete pe Ilie Rad, care odinioară semna Ilie Radu Nandra, dar odinioara avea și plete, avea și părul un pic mai negru, nu-i așa? <fie> exact, exact. De salut, Ilie, mă bucur că ai venit. Mă Cum bucur. e economastica asta? Era un pseudonim sau un demi-semi-pseudonim? Un semi-demi-pseudonim. În tinerețe am fost obsedat, să zic așa, de... Uh, originea mea țărănească, în sensul că am absolutizat-o puțin și uh, pentru că aveam... Erai mândru de ea, nu? Eram foarte asta. mândru. Că unii că se feresc sau nu, 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 nu. Uh, eram foarte mândru și am zis că trebuie să mi opun și nume. <laughs> Plus, că mă gândeam că numele meu este prea scurt. Ilie Rad n-are cum să se impună în literatură, în cultură și am zis să adaug. Uh, Ilie Patru silabe. Ilie, Radu. Exact. Da, și uh, prima ediție cu care am debutat, uh, pe, ai văzut-o da. înainte, Horea Botea, Game și pendulă. O avem pe aici, pe undeva, pe da? masă. Sigur, <laughs> asta este. Da. Game și Pendulări uh, a fost semnată Ilie Radu Nandra. Uh, colaborarea mea la dicționarul al literaturii, dicționarul scriitorilor române, a lui Mircea Zaciu, Papahagi și Sasu, de asemenea, peste 100 de articole semnate Ilie Radu-Nandra. În 1909. 100 de articole? Peste 100. Încă atunci? Da? Eram, mai dormeai, Nu, nu, nu. Eram foarte disciplinat și pe măsură ce dădeam articolele la timp, Marea papagi zice, fă și ăsta și ăsta și s-au adunat peste 100. <laughs> Dar explică totuși un lucru, că sigur, ești ardelean, ardelenii se zice că-s disciplinați, ordonați. Da. Dar tu cum ai deprins disciplina asta? Că oamenii zburdau nici la tinerețe, nu prea. Uh, nu, eu eram învățat să, să, să lucrez. Ambiție sau ambiție, disciplină ambiție, ambiție ce ambiție, -o și, ambiție și un pic de disciplină o crească, da, era. Profesorii? Familia? Uh, de unde modelul? Uh, din, din familie. Părinții mei erau oameni foarte muncitori, și după aceea, în timpul facultății, când l-am cunoscut pe Iorg Iordan despre care Tudor Vianu spunea că a fost unul din cei mai muncitori oameni pe care el i-a cunoscut, mi s-a adăugat încă un element la această hărnicie, rigoare, cum vrei să-i spun. Și de... în mod concret ce înseamnă asta? Un număr de ore pe zi? Sau zi și noapte? Nu, sau... în general respectam... Termenele, că asta a fost la dicționar. Până, nu știu, în 10 decembrie, vii cu cele 5 articole. Eu mă străduiam să Dar le. Dar e un mister. Cum poți să estimezi corect? De obicei, se pune o presiune pe autor ca să nu îl să. Dar nu știi niciodată dacă reușești știu, sau nu. Știu, știu reușeam, <laughs> reușeam pentru că tot timpul în afara eram profesor la Cluj, în învățământul preuniversitar și tot timpul asta făceam. Mă duceam la bibliotecă, scoteam operele lor, le citeam și cu ambiție reușeam să le, le finalizez articolele. Și, ca să revin, în, în 1995 s-a evit un post de lector la nou înființată Facultate de uh, Științe Politice și Administrative, era Departamentul de Jurnalism. Uh, Tudor Vlan m-a invitat dacă nu vreau să, să concurez și în acela l-am decis să renunț la pseudonimul Ilie Radonandra pentru că s-ar fi uh, creat încurcături. Deci, în fața studenților, trebuia să mă prezint Ilie Rador. Articolele mele erau Ilie Radonandră. Și atunci am renunțat la uh, acest nume al satului meu, pe care l-am uh, elogiat extraordinar în monografia uh, apărută acum câteva... Draven, e aici prima, uh, cea mai vizibilă dintre da. cărțile mormande pe masă. Exact, exact. Uh, extraordinar. Uh, am mai văzut monografii sătești, dar mai modeste, mai... Uh, Că... Nu vreau să, să fiu acuzat de lipsă, de modestie, dar cred că puține sate din România, sate mici, pentru că Nandrei este un sat foarte mic, în perioada de maximă dezvoltare a avut 300 de oameni acum are sub 100. Are vechime satul ăsta? Da. Din prima tesare documentară datează din 1311. De fapt, acesta a fost pretextul de a redacta monografia. Am aflat întâmplător că este un an jubiliar. Acum, sigur, 710 ani nu e chiar un an jubiliar, dar oricum e un an un pic rotund. Și a zis, acum e cazul să facem această monografie. Multe sate și localități din România, mai ales din Transilvania, euh, au aceste atestări în secolul al XIV-lea. Dar asta nu înseamnă că au fost înființate atunci. Cam atunci, regii Angevine ai Ungariei au exact. început să solicite scrisuri. Da, da, da. De fapt, de -au fapt, apărut numele exact. de, de fapt, este impropriu să, să spun că satul exista atunci. Nu, exista o, o comunitate, o moșie mai, mai degrabă, care se numea Nandorlaca, Așa apare pe actul de atestare. N că erau dat niște dat. oameni care locuiau acolo, munceau, își duceau viața. Da. Exact, exact. Da. Și act, actul de atestare sunt foarte mândru, foarte încântat. L-am descoperit la arhivele maghiare din, din Budapesta. L-ai căutat, deci? Da, l-am căutat, sigur. L-ai și găsit. L-am și găsit și a fost tradus, pentru că era în Latina medievală. Tradus impecabil de doamna profesor Ana. Cristina Halichias de la Universitatea din București. Deci, în monografie, Excelent. actul este reprodus, facsimilat, cele șase pagini și traduse impecabil de doamna profesor din București. spune -mi tu mie, Ilie, dincolo de retorică, cam cât îți iubești satul? Adică, ai casa acolo? Am uh, casă părintească, din păcate pământuri pustie, Pământuri. pământul vreo 3 hectare și jumătate. Te apuci de agricultură? Nu, să... nu, din nici, păcate, nici nu. Nici livezi nimic? O uh, țuică de am, prune măcar să produc. Am, am, am meri și am prun, dar din păcate uh, timpul nu mi permite să mă duc. Asta e o mare Și atunci o mare ai verișori, vecini care te pot ajuta Nu, să... nu satul, uh, cartea Aura. are o monografie, un sat care alunecă nuitare, alune aluneca uitare. Asta mă întristează. Uh, deci sunt sat, uh, ca multe sate ale noastre, depopulat, îmbătrânit, foarte puțin tineri sunt acolo și chiar discutam cu soția mea cu care am scris cartea că uh, ce o ar, fi să... Autoare și sa, da. Uh, ce ar fi să ne imaginăm noi că după așa un, un film face? După această monografie va fi o bazie de coloniști acolo în mai ales că avem apă, gaz, asfalt, deci sunt toate condițiile ca la oraș. Păi nu s-a spus în istoriografia maghiară de pildă că românii așa veneau din Balcani adunați de un individ sub drapelul căruia soseau și da, colonizau. Exact. Ce-ar fi să fii tu individul acum da, să da, probezi da, această da, teză? Da, Bineînțeles, e, e o utopie ceea ce spun, dar eu mă bucur foarte mult pentru că am descoperit extraordinar de multe lucruri, și ca să nu monopolizez, monopolizez timpul cu monografia, nu e mon numai monografia satului. Este și romanul satului. Pentru că sunt aici câteva secvențe absolut fabuloase legate de Carol, dacă avem timp putem să le spunem, de Carol al Doilea, legate de uh, un tânăr numit Cuza, care a stat 5 ani, de deci 5 ani da, o din da, 1949 da. până în 1953, într-o groapă săpată în Nandra, în bucătăria de vară a casei. Acum păriti. am vrut să spun, perioada pe care o evoci, îmi pare a fi perioada în care anumiți oameni erau proscriși și da, se ascundeau sigur. unde puteau. sigur. Era o perioadă foarte, foarte tulbură. El, de fapt, a fost acuzat că face parte la o... Era un absolvent de liceu, nici nu își duse bacalaureatul. Au zis că atunci. e complotist sau ce? Nu, că face parte din uh, organizația Cămășile Galbene. Exista așa ceva? Pff. În, exista în imaginație securității care vrea să răstoarne ordinea de stat uh, stabilită în România. A securitatea era foarte imaginativă. Multă foarte, lume foarte a plătit cu sânge lucruri inexistente. Extraordinar de imaginativă și <laughs> se vede din ce am reprodus, <laughs> da. pentru că am consultat numai puțin de 16 dosare de securitate legate de acest caz. 16 dosare există la CNSAS. Uh, deci uh, securitatea era extraordinar de... de agitată, de nervoasă, pentru că timp de 5 ani n-au reușit să-l descopere. Fiindcă el, toți colegii lui au fost arestați și el s-a întâlnit pe stradă cu da. un coleg și a spus, băi, fugi, fă ceva pentru că uite ceilalți au fost arestați și atunci a venit acasă, la Nantra și mama i-a spus, dragul mami". Ce să face? Hai să te ascunzi undeva. Ca și erou dintr-un faimos roman al lui Augustin Buzura, Exact. decranizat. Da, da, da. da. Și ăla stătea într-o groapă acolo, da. nu l-au găsit este, nici cum. este ceva de imaginat și în cele din urmă a fost uh, deconspirat de unul din frați, deci s-a făcut o presiune fantastică asupra familiei și da. și-au dat seama că nu mai este nicio, nicio șansă de scăpare și uh, unul din frați, după ce a fost bătut Spune uh, o soră de-a lui: Că a fost atât de bătut încât pe spate nu puteai pune un ac uh, fără să fie pielea lui. Da, exact. A, și a spus și, bineînțeles, consecințele: toți membrii familiei care au fost implicați, arestat și uh, închiși, 2 sau 3 ani, pentru faptul că nu și-au nu și trădat fratele. E o dramă. Felul tău mi se pare că ești un autor total. Până acum mi-ai spus două lucruri importante că ai avut chiar din prima tinerețe peste 100 de articole într-un mare dicționar literar și că, iată, acum mai aproape de timpurile noastre, ieri, ca să zic așa, ai încheiat o monografie redutabilă. 818 pagini are, pe lângă faptul că e masivă, a avut șansa extraordinară să fie prefațată de domnul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a scris o prefață extraordinară, parcă e ca un discurs de recepție la Academia Română, o pledoarie, de fapt, pentru valorile satului tradițional. Iar lucru cu care chiar mă mândrez este că uh, lucrarea are 130 de pagini color pe hârtie cretată cu fotografii din Andra cu toate personajele identificate. Asta e o, o chestiune colosală, pentru că, în general, în monografii se publică. Portul Național din Comuna Cutare. Dar cine este acolo? Deci, Așa e. Noi am identificat toate... Fantastic. Toate, toate Foarte persoane. interesant. Mă întreb unde vor găsi această monografie cei care ne văd acum și cărora le strânim uh, atenția. Cum să nu? Cu mare drag, lucrarea pe la editura. Poți să spun numele editorii. Cred că da. Casa nu Cărții de Știință din, din Cluj-Napoca. Da, 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 important. Sigur. spune te rog, Ilie, la Palmaresul tot să adaugă și uh, meseria și vocația de editor a editat lucruri fundamentale cel care îmi sare în ochi acum, avem și aici pe masă câteva volume, două dintre ele, și mai sunt și cele auxiliare în alt format și în alte colecții, Ioana Gârbiceanu. Exact. Un exact. Autor uriaș pe care datorită acestei ediții pe care ai făcut-o și care adună toată proza scurtă și romanele lui, l-am descoperit. Era mult diminuat, tot timpul a fost diminuat. Da, Cum era considerat un de autor ce? De, de raftul 3. De ce are? că nu e, nu e deloc penibil, are da. câteva capodopere ușor de. Categoric, uh, factorii sunt mai mulți o dată tematica lui la un moment dat, tematica literaturii sale a putut părea desuietă, mai ales începând din anii 60. Da, nu mi explic proza cum. Proza a luat-o pe alte direcții. Nu, dar el e ca un cehov, adică toată lumea ardealului antebelic Sigur. și interbelic da, e acolo. Exact, exact, Nu pricep nimic. El face a, fost o, de... a fost o șansă da. extraordinară pentru mine. În aceste opt, sunt de fapt o volume în ediția da. academică, am reprodus... Pe foiță, tot... frumos. Exact. Toată opera literară apărută în volume. Cea mai mare parte a fost antumă, desigur. Da. Deci, toată opera literară e cuprinsă aici. Și bineînțeles că pe lângă acestea, chiar în spatele, în spatele volumului se vede uh, un volum masiv cu articole ecleziastice. Peste 250 de articole. E nemaipomenit! Da, exact. Cred că despre exact. asta vorbești. Da, da, da. Articolele ecleziastice ale lui Iona Gârbiceanu. Interesant de ce am zis articole ecleziastice. În monumentala biobibliografia lui Vatamaniuc da. despre Agărbicianu, uh, articolele sunt cu profil religios sunt trecute la rubrica Articole ecleziastice. Probabil că cenzurii de atunci. Terminul ecleziastic termenul ecleziastic era mai puțin, cum să spun, mai sfidător, sfidător sau... decât religios. Mai convenabil. Mai da. convenabil. Da. Și am preluat, am și spus în, prefa, în nota suprediției că am preluat această idee. Îți amintești că înainte de 89, tot așa datorită acestor rigorele cenzurii, albumele cu mănăstiri nu mai apăreau cu numele mănăstirea, să zicem, Dragomirna, ci ziceau monumentul istoric. Da. De la... da, da, da. da, da. Oh, <laughs> sunt, Am aici o carte dedicată cenzurii. Da. Dacă, Cum o arată tu cumva, da, eu știu, uh, la cameră știu dacă se poate vedea la cameră uh, Da, iată că se poate Da, o carte dedicată cenzurii Despre cenzura comunistă s-au scris, scris Cel puțin 18, 25 de volume E material în, de... în, în, E material foarte mult Și ce vreau să, să spun Apropo de cenzură și a Gârbicianu. Da. Uh, știm foarte bine că În 1977, în martie Cenzura s-a desfințat în România În mod oficial ce s-a întâmplat în realitate știm... A fost o glumă bună. A fost o glumă bună, dar Ceaușescu a obținut o lovitură dublă în Occident, a fost o chestie... Vizibilitate, nimai, vizibilitate democratică. Democrație, uite, un stat comunist care a desfințat cenzura. În realitate, după cum știi, cenzura a devenit de 10 ori mai... Mai, mai dură, mai Mai dură, astfel. pentru că toți directorii de publicații, de edituri, se, se fereau nu mai aveau niciun gir la organele superioare și nu mai răspundea nimeni nu răspundea fiecare exact. la și nivelul ei lui ei au devenit ca să spun așa mai catolici decât papa <laughs> și ce vreau să mă bucur că am ocazia să elogiez aici un, un om extraordinar ediția Pienescu care a început în 1962 a și a, a începută de de Pienescu a fost continuată de Victor Iova da ce a făcut Victor Iova? Normal că foarte multe pasaje din romanele lui Agărbiceanu n-au mai putut uh, apărea, -au, trebuiau eliminate. Nu erau convenabile nu erau în anii construirii socialismului. Dar ce, ce da. lucru exționar a făcut el, care nu se întâmplă toate cărțile apărute atunci? Unde a fost eliminat pasajul, a pus niște croșete. A, ce bine. Noi criticam pe vremea aia croșetele. Și Era imagine... evident că e cenzurat. E evident, deci toată lumea știa că e cenzura. Dar măcar acum știi unde să reintroduci ce ceea am ce am făcut lipsește, nu? Datorită acestor uh, croșete la 405 romane, ale căror, uh, al căror ma ale căror manuscrise se păstrează la Biblioteca Centrală. M-am dus, am căutat pasajul respectiv și l-am introdus în această serie de opere. Am introdus toate pasajele lipsă. Și erau pasaje ample? Uh, uneori de o jumătate de pagină. <gânghe> uh, pasaje care se refereau în general la uh, problemele războiului Basarabia, sau... Basarabia Bucovina da. la problema maghiară problema sovietică, evident și așa mai departe. Deci, deci opera trebuia netezită de orice asperitate. Categoric. categoric. <laughs> și uh, Victor Iova uh, i-am fost foarte îndatorat pentru că datorită lui am putut să restitui foarte ușor pentru că altfel ar fi Sigur. trebuit să iau Rând, rând de rând era și se confrunt cu manuscrisul, ceea ce îmi lua extraordinar de mult timp. Ai, ai. Deci avem o ediție solidă aici. Ceea ce ai restituit e bun restituit în sensul că sunt lucrurile autentice ale Da. Lui. Ce, ce vreau să mai spun aici, un lucru foarte, foarte important, fiindcă la nu, repet, nu vreau să monopolizăm discuția despre el, dar a fost extrem de importantă problema transcrierii. Da. Ce variantă folosești? Și cum am ai ales-o pe cea mai Am avut noroc extraordinar primele trei volume, deci din seria de opere a lui Pienescu, da. la, pe contrapagine se spune, e, ediția aceasta este tipărită cu acordul și aprobarea autorului. Pienescu a fost într-adevăr la Cluj, a stat săptămâni întregi la Cluj și a discutat cu Agărbicianu toate problemele legate de text de transcriere, de regionalisme, etc., etc. Sigur. Din păcate, după cum se știe, în mai 1963, Gărbeceanu a trecut dealul, spune da. el într-o scrisoare da. către Ion Brad, extraordinar de frumos. A trecut dealul. A trecut dealul <laughs> și nu și-a văzut decât trei opere, trei volume din seria de 18 opere, dar, 18 volume, dar, editorii, Mariana și Victor Iova, au au transcris celelalte texte în spiritul primelor trei lucrate de a care, care ce a da. făcut? În mod paradoxal, foarte multe volume, de exemplu, apăreau la uh, edituri din Sud, din București. Da. Și, bineînțeles, că acele edituri i-au schimbat, i-au literarizat vocabularul, deci regionalismele, ardelenismele și așa mai departe au fost înlocuite. Îmi imaginez cum ar arăta Budai Deleanu literaturizat în felul ăsta. Da, da eu spun, eu, eu, și studenților le dau următorul exemplu, pentru că mulți spun, nu domnule, modernizăm textele și le actualizăm. Cum ar fi, cum ar fi să transcriem noi versul lui Eminescu fiind băiat <coughs> Păduri cu trei ramă, nu fiind băiet, fiind băiat. Păi ai distrus tot ar, farme cu poezie. Ar fi adio. Nu mai vorbim de de cum zis sau de, de amitrile lui Creangă. Mi-a reținut atenția un termen din Agârbicianu. a îniepta. L-am tot întâlnit. Zic, uite, domnule, că a transportat un cuvânt care probabil nu se mai folosește. Sunt foarte multe cuvinte și vreau să spun că am avut un avantaj, dacă ai dat un exemplu cu a îniepta, da. un avantaj că sunt ardelean. De exemplu, într-un roman este o secvență cu sică care îl gheoară pe un copil. Îl zgârie. Și pianescul zice... Aghera, să mai zice așa cum. Da. nu, l-a da. nu la Gheran, la Ghiorat. La Ghiorat. Da, dar el, fiind din sud, nu știa că termenul regional este... De ce comandarea ta ar fi pe autorii moldoveni să îi îngrijească în ediții critice moldovenii care știu de da, acasă? Da, păi, Creangă are... La ce fel, mai... da, sau... sigur. Creangă are cea mai bună ediție datorată unui moldovean extraordinar pe care l-am cunoscut... Iorgu Iordan. Am și aici o, o carte de... Văd Ica... că ai o mare admirație. Îl pomenește a doua oară. Foarte pe mult. Academician. A fost, a fost un fel Mulți de... îl criticau. Mulți îl criticau. Se pare că a fost un uh, spirit aspru uh, într-o perioadă era anume. extrem de exigent. El a fost un om de stânga. Uh, ce oh, este păi. important? Uh, ediția pe care ai avut onoarea să o comentezi de scrisori și interviuri Foarte binevenită. de, de la, de la Iorg Iordan uh, e extraordinară. Putem să o arătăm și Sigur asta? Sigur că Ar fi da. bine, Pentru că e, aceasta e un volum deci este un volum de Scrisor, dreaptă, a, scrisori a, așa. și interviuri uh, uh, cu Iorg Iordan. De ce este importantă? Cu câțiva ani înainte eu am fost repartizat la Timișoara ca profesor. Aveam acolo în 79 până în 80. Ce baftă să prinzi un oraș mare! A fost o baftă așa relativă, pentru că soția da? mea uh, terminase după mine și a prins o post în Cluj. Și atunci, a trei a ani... A trebuit cumva să faceți fuziunea căsătoria și... la fără frecvență se numea în termene. <laughs> Făceai naveta din dragoste, da? Mergeai din Timișoara la Cluj și înapoi... Uh, din dragoste, ca să <laughs> mă pot întoarce acasă în liniște. <laughs> Dar ce vreau să spun. Da. Uh, aveam foarte mult timp și uh, cu câțiva ani înainte apăruse revolumele, trei volume de memoria ale lui Iorghe Iordan. 呃。Uh sigur, controlate de cenzură, bineînțeles. Și eu am început o corespondență cu el și în aceste scrisori, după cum îți amintești, da. Iorg Iordan a spus lucruri extraordinar de dure la adresa regimului comunist. Își pe care deja. Nu, pe care nu le putuse spuse, spune în volumele de memorii. Da. De aceea aceste scrisori sunt absolut formidabile. Sunt importante, Sunt foarte importante, la fel și, și interviul. Dar tu ai, tu ai avut, iată că Iorg Iordan, care a avut un trecut de stânga, n-a fost singurul om de stânga pe care... L-ai îngrijit. Mă gândesc la Mihai Beniuc, care de unii este foarte lăudat pentru versurile lui interbelice, de alții este foarte criticat datorită cum să spun eu, conducerii Uniunii Scriitorilor în anii stalinismului și mai ales atacurilor la adresa lui Blaga. Mai găsești ceva acolo? Da, să arătăm și ediția Mihai arătăm. Da, să se vadă, pentru că așa e puțin cunoscută. Sigur. Ce s-a întâmplat cu această ediție? Foarte pe. Nu l-ai cunoscut personal vreodată? Pe nu l-am cunoscut, din păcate. I-am făcut două vizite doamnei uh, Leontina Beniuc la București. E... Cine e doamna Leontina? A doua Asta. soția lui. Prima Asta. era Emma Beniuc Ema. și a doua Asta care așa. era secretara lui, uh, când el era președinte, una din secretarele lui, Înțeleg. când era președinte lui Unii Scritorilor. Care e miza acestei cărți? Beniuc a scris un volum de memorii uh, în ultimii ani ai vieții sale pe care voia să-l să tipărească și nu l-a putut tipări. El a tipărit ulterior Ion Cristoiu cu titlul Sub patru dictaturi. Acest da. volum, acest volum pregătit de Mihai Benuc, îți dai seama că el s-a autocenzurat. Fi și cenzurat editura, pentru că a fost înaintat un editor, că da. a apărut a fost altceva. Dar acest volum, ce conține de fapt? Care e miza lui? Conține patru caiete cu jurnalul autentic al lui Mihai Benuc. Avea un jurnal zilnic, pe care sigur nu l-a ținut foarte, foarte frecvent. Dar care e atâta cât e, Aceste important. Aceste caiete, da. uh, manuscrise ale lui, au ajuns la profesorul Fanache, profesorul meu de la filologie, Vasile Fanache, care, după cum știi, a făcut o teză de doctorat, culmea la sugestia lui Lucian Blaga. Serios? Profesorul Fanache a lucrat cu Blaga la Institutul de Lingvistică. Deci la sugestia lui Blaga a făcut la un doctorat sugestia... pe tema pe, pe tema uh, poezia lui Mihai Beniuc <laughs> Pentru că bine, ei, Blaga nu intrase serencă în conflict cu cu Am Beniuc. înțeles, da. Uh, ai și... idee de ce au intrat era pura invidie sau ce s-a Da, categoric. Era pura invidie. Păi, Beniuc era frustrat. Frustrat, <laughs> da, frustrat, clar. După și, care l-a parodiat în faimosul roman de triste memorie. Pe da. muche de cuțit. Când îi faci o nouă ediție? Bă, nu știu. N-ar merita? Ba, mă gândesc că, că în Rusia a... oricând mergi găsești ediții din toată opera lui Șolohov Da, sigur. nu doar din Donul liniștit care sigur. E și ce vreau e să mine. spun, deci aceste patru caiete i-au fost date cu jurnal, da. de jurnal, i-au fost date de poetul Mihai Benut, profesorul lui Fanache, probabil ca o ca o un semn de recunoștință pentru că a făcut o teze de doctorat. Și de încredere Și de încredere. Da. Și profesorul Fanache, văzând că cu care am avut o relație absolut da. extraordinară, văzând că mă ocup și de e, editări, m-a chemat într-o zi și zice uh, vii să-ți vi să dau uh, uh, niște manuscrise, Zic, să vin cu o plasă, nu, zice, cu un geamantan. <laughs> și ne-am întâlnit la Maimuța Plângătoare da? și a venit cu un geamantan de piele tip vechi, plin de manuscrise, articole, în care erau și aceste patru caiete. Nici n epoca apucat să valorifici încă tot, așa e, Tot geamantanul. Cam, cam asta era, era ce era mai important, pentru că celelalte erau da. manuscrise cu articole publicate în uh, scânteia și așa mai departe și ale ar fi interesant ca să vezi ce scria și ce se publica. Da, o să vină... O să Extraordinar vină de timp. interesant, o da. O să vină timpul pentru fiecare. Uh, revenind un pic, uh, iată, la această epocă uh, care... Mi se pare că va trebui revalorizată, până la urmă, epoca prolet cultistă. În ce sens? În sensul că a conținut și personalități care au evoluat într-o manieră semnificativă. Nu-l pomenesc acum de pildă pe a Baconski, dar cu el s-a întâmplat treaba asta. el s-a întâmplat, da. Însă... Uh, alții. Da, uh, tu te-ai ocupat și de Ion Brad, de pildă, Am ocupat foarte mult de Ion care Brad. Care și de... el era o prezență în acei ani, în anii e... 50, cred că a și condus scris... filiala Uniunii Scriitorilor da, de la Cluj. Da, sigur că da. Am scris două volume. Da de interviuri și uh, dialoguri săptămânale cu poetul Ion Brad. Cum ați procedat? la înregistrat sau corespondați prin e-mail? Uh, a fost putut? o problemă foarte complicată. Nu, nu, Ion Brad nu folosea e-mail-ul, din păcate. Le-ai putut înregistra telefonic uh, sau nu, te dus? l-am... Uh, uh, I-am pus întrebările, el a scris, e varianta ideală. Da. Pentru că înregistrarea are o anumită spontaneitate, recunosc, dar nu are consistență. Apar bâlbe, ăuri, bâlbe, tot felul. Deci nu, bine, alea s-ar putea elimina la, la transcriere, dar în scris omul poate reflecta, poate își, adun, își poate aduna gândurile. Și după ce am avut o primă formă de întrebare și răspuns, i-am trimis din nou manuscrisul, după aceea și eu am venit cu completări și a ieșit o, o carte care este o carte, două cărți de referință, pentru că sunt foarte multe informații de istorie literară. Despre Goga, despre Casa lui Goga, despre Cotruș, Bacovia și așa mai departe. Deci sunt... Deci tu crezi că atunci când vorbim despre literatură, e important contextul operei? Este... Foarte biografia, important. întâmplările este, vieții frigur, autorului. Este foarte important. Ion Brad este unul din scriitorii care a evoluat, că de, de aici plecam în discuția, a evoluat uh, într un sens uh, pozitiv, adică și a recunoscut greșelile trecutului ca și toți cei de la Steaua. Pentru că în perioada respectivă el era redactor la Steaua. După aceea a trecut la... a fost dus la București și a fost da. redactor șef la Cravata Roșie, o revistă pentru... Eu mi-o amintesc. Da, cum să nu? Eu, Eu acolo am vrut amintesc. să debutez. Nu știu dacă în timp să discutăm. Da, cum să nu? Ce spunem? experiențe am cum? avut cu... Cum a fost cu Cravata Roșie? A fost... Uh, uh, nu, de fapt, înainte de asta era scânteia pionierului. Eram în clasa a treia deci de atunci parcă aș fi cochetat de eu cu presa și citeam citeam Scânteia Pionierului și a zis ce ar fi să, să îmi apare și mie numele ca să era colosală. Nu, era grozav. Dar nu știam să abia învățasem să scriu, dar zic ce ar fi să fac eu un desen. Era iarnă, aveam timp așa și fac un desen și îl trimit la uh, Scânteia Pionierului. Mai știi ce ai desenat? Știu, pentru că știu ce mi-au răspuns. <laughs> Ia să Dragă vizim. Ilie, am primit uh, desenul de la tine. Uh, casele sunt. citez 99% exact. Așa. Casele sunt ca niște cutii, câinele parcă-i o capră, iar copiii stau prea drept. Alineat. Ne-a plăcut felul în care ai colorat. <laughs> Și ultima alineat. Era un colorist. Da, da, ultima aliniat așteptăm vezi în activitatea detașamentului tău. Era pionier, să Era înțelege. pionier. Și bine, cu asta s-a terminat da. prima mea tentativă, pentru că după ce a, a fost cu Tezătorii, unde iarăși am avut o relație foarte bună, eram abonat. Deci, povești <laughs> foarte. Nu mă pot opri din râs, pentru că mi se pare, din ceea ce ți-au răspuns ei, si, că era un, un desenator modernist și da. care avea simțul realității. Casele, într-adevăr, uite-te la blocuri, erau, erau drepte, ne... da? iar lumea stătea drept, Sigur că da. ideologic la vorbind. La case, apropo de blocuri, profesorul nostru Mircea Zaciu, știi cum le numea? Columbare. Aoleu! Da. Aoleu. Columbare, da! Cum deci asta e, a fost cu... Da, cum e la mod acum și... Adică continuă să fie la modă, că nu e așa recentă titulatura de cartiere dormitoare. Cartiere dormitoare, dacă oamenii... Oamenii muncii, lupi, săraci, sigur. Și se duc acolo să doarmă, că da, ce da, da. altceva deci, să facă? Deci asta a fost experiența cu... Uh, cu presa pionerească Dar acum a... înțeleg de ce, de ce te-ai uh, apucat tu de la o vreme să editezi o revistă pentru copii pentru școlari, ceea ce oh. mi-a plăcut min extraordinar, extraordinar am, era. Am, adus aici, am adus aici două numere uh. Minunat să le vedem, de pentru că start. sunt două numere speciale. Primul, de ce e special? Uh, primul e special pentru că e primul, pentru că e primul, e primul. E dedicat lui Ion Jalea da? și al doilea uh, e dedicat lui uh, Mircea Eliade. Cu ce asta m-ai surprins. Ai zis că ai publicat acolo pentru prima dată niște Proze de deci, Mitei Iliade. Deci vreau să mă mândresc cu... Te rog, ia spune, cum a fost? Uh, I-am trimis această revistă, deci a apărut în 1992. E bine să precizez contextul. În 1992, România trecea printr-o criză economică, culturală, etc. Revista Vatra, de exemplu, pe prima pagină, cu litere negre, a scris Moartea culturii române. Îmi amintesc. Și eu, atunci, m-am apucat să tipăresc revistă uh, de Aspirații și cultură pentru învățământul preuniversitar. Și uh, revista a avut un succes foarte mare. Vreau să spun că ultimul număr, uh, numărul 16, a avut 25.000 de exemplare tirajul. Uluitor. Este... Ilie, nu vreau să pun întrebări da. neconvenabile. Te rog. Totuși, de unde bugetul să scoți revista asta frumoasă? Erai sprijinit de inspectorate, școlare? Nu, sau nu ce? Cum? Primul număr, primul da. număr acesta a fost tipărit în 100 de exemplare și, și scrie aici număr finanțat da. de școala numărul, șa, numărul 11 din deci cluj Deci o școală Napoli. a luat Era. această inițiativă. Păi, dar, ori și da, și aplauze Da, dar după aceea, uh, tirajul a crescut, a crescut și, au crescut și cosurile și școala a zis, domnule, nu mai putem să facem. Și face. a funcționat pe sistemul de abonamente? Sau uh, cum? Uh, cum, ai putut am, să... luat, am luat un în uh, împrumut de la CEC. Tu personal, Eu pe banii tăi scos -o. Dar bineînțeles, și trimiteam la profesori, era Splendid. un entuziasm extraordinar atunci, trimiteam aceste reviste la diverse oradea, mehedinți, da. toate județele. Da, tu la poștă cu pachetele. Mă duceam eu la poștă cu pachetele, sigur Incredibil. că da. Incredibil. Și care a fost miza acestei reviste? De ce țin, sunt foarte mândru de ea? Jumătate din reviste era cu teste gramaticale, teste comentarii literare care se dădeau la admitere la liceu, da. bacalaureat la admiterea la facultatea de drept, etc., de litere, iar jumătate era partea de cultură. Miza mea asta era, cultura. Ai zăreit tu neapărat da, pentru copii să-i atragem spre cultură. Deci, vreau să spun că această revistă a fost între primele care au dedicat numele lui Mirce Eliade, uh, um, Ștefan Baciu. Uh, personalități ale exilului, așadar. Personalități și mari oameni. Cine da. a scris, uh, Dumnezeu s-a născut în uh, Vintilă Horea, -Horea uh, Steinhardt, care nu era foarte cunoscut. Uh, da, așa, ca, e. așa Deci, uh, și aceste secțiuni ce cuprindeau? Texte inedite, scrisori, alte manuscrise, interviuri, de exemplu am făcut două interviuri, numărul dedicat lui Radu Gir, cine știa de Radu Gir atunci, cu, cu fata lui Radu Gir, care Dumnezeu să o dignească a murit, cred că, anul acesta. Am făcut. Doamna un... Popa, dacă nu mă înșel, am cunoscut Popa, și eu. exact. Da. Am făcut un interviu cu sora lui Ștefan Baciu, care era cadru didactic la București. Dau interviuri foarte documentate, cu multe informații de istorie literară. Dar cum obțineai tu aceste inedite? Așa, mergând la membrii familiei? M sau? Păi, am, am aflat că Ioana Baciu trece la București. Pac, bilet de tren, am luat de la... Project direct sau te anunțai? Direct, direct, să direct. Când am fost la celălalt Sergii, în 1990. Da, ai vizitat -o? Am vizitat-o pe celălalt Sergii, am cu cel mai amplu interviu cu ea, n-am avut reportofon și am cerut de la Melania Dușe Drăgan de la Radio da. Cluj. da, da, da. Am cerut un reportofon împrumut ca să mă duc la celălalt Serghi. Ce încredere și a avut sergi, că ți l-a dat. Și, da sigur, și celei Sergii uh, i-am dedicat un număr. -mi, de. mi ce la Sergii avea vreo pânză de păianj în prin casă? Uh, poate că avea, că -am, nu m-am uitat în toate colțișoarele lui, dar drama... Rom Romanul ei e cel mai hai minunat. Să, hai să da. spun acum uh, ce, ce, tristețe, ce tristețe trăiesc și acum. Am fost cu soția mea, cu Doina, uh, i-am făcut o vizită ne-am împrietenit după aceea. Am schimburi de scrisori, pe toate le-am publicat într-un volum, nu l-am adus acesta. Și ea a murit în 1992 și în 1993, n-a avut copii, n-a avut urmași. Da. Soțul i-a murise. Ce crezi că s-a întâmplat cu arhiva ei pe care eu am apucat să o văd? Manuscrise de la Camil Petrescu, Sebastian Rebreanu. Să nu Pozi. spui că a dispărut sau că a ars. Nu. A ars. Uh, nu primăria poveste. Bucureștiului a dat apartamentul, ea trăia în chirie da. pe strada Sfântul Constantin din Parcul Cismigiu, l-a dat altei familii, că da. dacă era uh, după un an de zile m-am dus acolo să întreb ce s-a întâmplat cu manuscrisele și m-am întâlnit cu fica noilor proprietari de ceea ce spun, am publicat deja în presă, da. absolut revoltat și zic, domnișoară ai auzit de ce la Sergii? Era o elevă de liceu, zice, parcă ceva ceva mi-au zis ai mei da. Dar zic, ce s-a întâmplat cu manuscrisul. Zice, domnule, nu știu, atâta pot să vă spun că ai mei au găsit foarte mulți pantofi de scâl Da. și da. foarte multe hârțoage, le-au pus în niște saci și ca să nu plătească femeia de serviciu, le-au dat foc pe balcon. Casa ei avea un balcon din nu fier. Pot să cred. Și acolo le-a dat foc acestor manuscrise pe care eu unele le-am văzut. Și Mai bine le furai. Mai bine le furam. <laughs> Zău așa. Deci, deci -ai asta, fi a fost, salvat. asta a fost drama. Ai o tristețe enormă. Bun. Și acum să revin la întrebarea da. cu Mircea Eliade. Am luat legătura între alții și cu Mircea Handoca. Atât de mult i-a plăcut entuziasmul meu și revista. L-ai cucerit. Cu în care excelsior. zice domnule, fii atent ce îți dau eu. Îți dau un interviu cu Arșavin Acterian despre Mircea Eliade inedit. Dar îți dau cinci povestiri in absolut inedite de Mircea Eliade care sunt publicate în acest număr. Și povestirile sunt următoarele. Revelionul, poveste unui om nenorocit, o întâlnire cu cei trei mușchetari muschetari, Așa. din lumea celor care acum cuvântă și imn Nilului. Astea toate sunt din adolescența lui Eliade? Sunt din, din, din perioada de începuturi. Perioada de începuturi. Exact. Da. Aceste... Au fost între timp cuprinse. Da, au volum. fost cuprinse în, în volumele de, de povestiri și nuvele. Așa. Nu cred că se menționează. Am verificat transcrierea este că domnul Mircea Handocă mi-a dat manuscrisele eu le-am transcris da. sau copii după manuscrise oricum cum le-am transcris eu în ori așa sunt în ediția... Însă în... nu se menționează că ar fi nu fost preluate după... Nu, cum, cum, ar fi fost corect. <laughs> cum ar fi fost corect. Da. Cum, cum, îți explici aceste omisiuni din cultura noastră? Ovidiu. Oameni care trec cu tăvălugul peste muncă altora. Vreau să spun că editându-l pe Iona Gârbiciană, am constatat că în perioada interbelică era mai multă rigoare literară, mai multă ordine decât acum. De exemplu, a fost foarte greu pentru noi, dar într-un fel greu ne-a ușurat din da. cartea lui Vatamaniuc. O povestire era republicată în 4-5 reviste. De fiecare dată, aproape de fiecare dată, se menționa. Preluăm din Patria, preluăm din Răvașul, preluăm din Cetatea Literară sau alte publicații. Ori acum... Revisele publică, așa. preiau în mod tacit în și întreb și eu, măi, de ce nu menționați? Păi zice, nicio publicație nu dorește să republice texte. Nu avem spațiu. -avem altă spațiu. Explicație. De ce publici altă indisciplină? De ce publici același text în șapte reviste? Păi zice, un distins prieten, publicul, publicul este diferit. Uh, și uh, Paul Goma tirajul primi, mic trimitea tirajul... așa la 10 reviste, Paul Goma trimitea. Paul Goma, același da. text. Același text, da. nu, nu, știam. Da, e o chestie de minimă de ontologie. Dar cred că la asta se gândeau toți. Cine știe cât citesc revista cu tare? Hai să o dau și din coace că știu, poate că... Știu, video, dar la, la, BCU există un, în sala de referințe care mie îmi place foarte mult acele volume cu referințe critice. Ce face uh, redactorul care uh, redactează aceste articole cu un articol care apare de 5 ori? Ce face, deci, chiar? ce face? Tu ce ai face? Păi trebuie văzut, comparate textele ai, și ai, spun ai. este același text. Ori, ei n-au timp să citească textele. Deci este, este o indisciplină extraordinară la acest capitol. Ilie, trecem imediat mai departe, fiindcă vreau să-mi spui despre revistele pe care le-ai scos în calitate de universitar, la jurnalistică. Dar, înainte de asta, să-mi permit să arăt și eu ce am adus rog, în tolba nu mea, nu, sigur. câteva lucruri, o carte foarte recentă a poetului și editorului Mircea Petean, prietenul nostru, Lumea lui Fa și Pi. Sunt povești, de fapt, Aha. și mă bucur să descoper că poetul s-a apucat și de povestit nepoților. Are nepoți, atunci trebuie <laughs> să scrie povestiri. Pe Ai văzut-o până nu, acum? Nu, nu, Bă, nu. E nu. foarte proaspătă, astăzi, astăzi mi-a dăruit-o. Ana Selejan, faimoasa, da, da, da. faimoasa uh, cunoscătoare a... Elefanților. Uh, despre... Exact, dacă vrei să-i spui așa. Uh, acestui, acestui demers cu care uh, a uimit România. Iată că publică o carte despre Lucian Blaga. Se cheamă Lucian Blaga, biografie și creație. Contribuții critice. Poza lui Lulu e pe copertă, da. în sepia, frumos. Da. Și uh, recomand atenției... Uh, această carte despre un autor foarte îndrăgit în Transilvania. Iorga nu-l iubea foarte tare pe, pe Blaga. Blaga. Nu știu Cred nici acum. Nici nu nu înțeles, că nu l-a înțeles nici pe Arghezii. Da, probabil că îi se părea da. prea impetuos. Si, Venise si, din noile provincii exact, alipite exact. în 1918, cine știe. Și două apariții de excepție, că am zis că și literatura universală e toată noastră, noi fiind universali, nu? Categorice. Akira Mizubayashi, Inima frântă, un roman de mare succes actual, în sfârșit, îl avem și în limba română și este disponibil în, în librării deja, împreună cu o autoare care cred că are deja o lună, două de stat în librării, dar nu stă, se vinde foarte bine, Maria Stepanova, următoarea mare scriitoare a Rusiei, după cum o recomandă The Guardian, care a luat și premiul Balșaia Kniga în 2018. Cartea se cheamă În amintirea memoriei, este un roman. Mai are niște premii înșirate chiar pe copertă. Nu știu cum să o țin, niciodată nu mi iese unghiul se unghiul potrivit. Se vede. Da. Acum, cum să spun, am dat informația necesară. Eu pornesc de la ideea că aceia care își cheltuiesc din timpul lor liber privindu-ne sunt ca și noi, adică aviz de lectură. Avis le de plac cărțile foarte de mult. editoriale, sigur. Ar mânca, cum, cum s-a zis, în politică, să o tragem și înspre literatură. Ar mânca cultura pe pâine. Pe pâine, <laughs> Spune <-mi>, da. Spunem. <laughs> uh, Mania și pasiunea, că sunt uh, amândouă aspectele da. reprezentate la tine, da. mi se pare, A zice, manie în sensul pozitiv în al sensul cuvântului? Pozitiv. Uh, această manie de a face reviste, de a crea uh, din cuțite și pahare ceea ce poți, uh, cum s a manifestat în mediul universitar? Uh, am uh, conceput, uh, mai întâi, uh, această manie, cum îi spui, uh, mi-a apărut în uh, anii de liceu. Eu am făcut liceul la Ludu și împreună cu un grup Ai de... Ai turbarea culturii. Exact. Ah. Am vrut să scoatem o revistă, uh, Ludens. Ce frumos! Cumva Homo Ludens, joacă... Și, și uh, eu am primit, aveam o profesor de română care ne coordona, am primit sarcina să vin la Cluj, uh, pot să spun o mică poveste, Te rog, să rog. iau un interviu lui Dumitru Radu Popescu, care era redactor șef la tribuna. DRP, cum mi se spune. DRP. Am venit, cred că a fost una din primele mele călătorii singur cu trenul, că a trebuit să schimb la război, n-a fost așa de simplu, din Luduș. Și am venit, trenul era destul de matinal, dimineața am ajuns la tribuna, o vidiu, de câte ori mă duc la tribuna îmi amintesc acest detaliu. Știi, acolo pe hol sunt niște scaune. Sigur. Am ajuns dimineața acolo și a zis secretara, tovarășul Popescu vine pe la 12. Și am stat de la 8 până la 12 pe scaunul acela. Neclintit. Acolo, neclintit ca nu cumva să vină <laughs> și să plece. Cred că totuși am, în momentul ăsta am coborât la librăria universității să văd dacă nu sunt cărți de scriitori clujeni. Așa. Și ce crezi că găsesc? Dumitru Radu Popescu, Duios Anastasia Trecea, Ei, da. celebra novelă apărută... În într formatul acela Mititel. În mititel. Da, O cumpăr, subțirel. o cumpăr. La ora 12 vine Dumitru, domnul Dumitru Radu Popescu. Zii tovarășul, că eram tovarăș era. <laughs> Și zice, îmi spun cine <laughs> sunt, tovarășul Popescu zice, nu, nu pot, n-am timp, du-te la Radu Mareș că a luat acum un premiu literar și el îți poate da interviu. Dar zic, măcar un autograf. Și v a dat un autograf, reproduc textul, că e foarte interesant, zice lui, elevul lui Ilie Rad, dorindu-i în literatură succesul, dorindu-i în literatură, dacă se încumetă, succesul lui Ilie Năstase din tenis, care s-a încumetat. Da, frumos. Da, o chestie foarte frumoasă. de deci, <laughs> ce am meritat să vin la Cluj pentru asta. Și te-ai dus la Radu M-am dus la Radu și mi-am că avea birou în partea opusă. El avea un temperament așa mai flegmatic. Exact, mai... exact. Și a zis, domnule, acum scriu revista revistelor, n-am timp acum. Zice, dar stăm de vorbă. Până la urmă nu s-a mai materializat interviu și nici revista noastră. Și eu am rămas cu acest fix că trebuie să fac o revistă școlară. Trebuie să fac o revistă școlară. <gătă> <gătă> și, și în limba română vor În limba română. 1992 am pornit revista Excelsior. dar înainte de asta am mai avut o experiență, am lucrat la Consiliul Județean al Organizației Pionierilor. Da. Asta trebuie să spun, face parte din biografia mea pentru că era boia... epoca, erau... Nu, da. problema a fost că eu numai așa E clar că putut... era un tânăr cu elan și așa Sigur, a, numai așa am putut veni la Cluj pentru că ambele orașe erau declarate orașe închise. Eu, ca profesor nu puteam să mă uit din Timișoara la Cluj, că Cluj era oraș închis. Și s-a evit un post astray, acolo, da. Nu a, n -a fost spus de decizie, deci nu mă consider nomenclaturist, ca să zic așa. Și dacă ai fi, au trecut cei 10 ani pe care, prin așa. proclamația de la Timișoara, ce vreau să oamenii cereau să, să aduc, am, am vrut să fac o revistă a Consiliului Județean și am scos două nume, un singur număr, Ritmuri Pionerești. Și o, o, o treabă colosală... Pe Dar prim... de ce ai zis două numere la început? Să spun Că mai e ce. Unul. Al doilea număr era în tipografie în 1989, în decembrie. Aoleu, și n-a mai apărut. Dar am făcut un exercițiu acolo. Da. Pe prima pagină, asta se poate demonstra pe texte, pe prima pagină, tovarășa, tovarășul, poezii dedicate, nu știu ce, pe prima pagină. În rest, pe celelalte 10 pagini, ni, pe nicio pagină, nu este amintit numele lui Ceaușescu. <laughs> mai mult decât atât dacă a ocupat primele pagini. Casa de cultură a studenților se numea atunci, pentru că apărea pe frontispiciu, Casa de cultură a studenților Gheorghe Gheorghiu Dej. Așa este. Dej căzuse în de suietudine în ce, nu de suietudine, în... Ceaușescu nu l-a great. E, nu l-a great. Și zici, Casa de cultură a studenților. Și eu am scris acolo, Casa de cultură a studenților Gheorghe Gheorghiu Dej. Alt, alt, detaliu de, cum se zice, de dizidență, poftim. <laughs> Am făcut o expoziție da? expozi de, de artă de plastică a copiilor, da. care avea ca moto un citat din Constantin Brâncuș. În ziua în care nu mai suntem copii, suntem deja morți. Regula era să fie citate din Nicolae Ceaușescu. Cum a trecut de cenzură, nu știu. <laughs> era o an Brâncuș, deci l-au tolerat. Exact. Deci a fost ritmuri pionerești, apoi a fost da. Excelsior, după aceea. Împreună cu Tudor Vlad, în 1995, când m-am mutat la facultate, am contribuit la înființarea revistei Efemerides. După aceea, la facultate am înființat o publicație care a apărut în 16 numere, Învățământul Jurnalistic Lujan. Pot să numeri publicațiile. Pe degetele de la ambele mâini, sau nu-ți ajung? Nu, ajung nu, 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 că sunt șase, parcă șase publicații. Șase deci învățământul jurnalistic până în prezent. Jurnalistii Clujan. Da. După aceea, la Cluj s-a înființat Asociația Română de Istoria Presei, care a tipărit o revistă extraordinar de frumoasă, dacă se poate să o arătați. că arată foarte bine, arată ca un... Volumul de la mare. Editorat. Da, exact. Alex Șefănescu a spus că este o revistă. Mai arată un pic. Te da, Alex Ștefănescu, asta e numărul 9, că este o revistă de colecție. O revistă tip Chiar carte, este, arată frumos. Fiecare număr avea 212 pagini, cu articole de specialitate, cu editoriale. Care era miza ei? Popularizam toate cărțile de istoria presei. Și da. uh, revista uh, a pornit inițial cu un alt format. Când am preluat-o, eu i-am dat acest format și am tipărit 10 numere. Deci 10 numere, e practic 10 cărți. Câte pe an? Uh, Unul pe uh, an? La început a fost, anuar. au fost două, după aceea câte una câte pe un, an. Da. Obosisem la un moment dat, m-am și retras din funcție. E mult de lucru să faci o revistă consistentă, făcut cu o carte. Uh, am făcut, da. uh, această asociație română din istoria presei are un board, cum să zice acum, Vicepre, un, comitet. un comitet, vicepreședinți în toate da. filialele, că sunt șase filiale. Da. Și am zis, stimați colegi, uh, eu nu mai fac revista, fiecare vicepreședinte să o facă el o dată la 5 ani. O În momentul acela, toți colegii mei au lăsat capul în jos și revista a murit. Acum vrea să se. Iau ce pot, nu. Au nu, promis nu mai făcut. mult decât puteau. Nu, exact, exact. Și e, mie îmi pare foarte rău pentru că era un proiect de suflet Chiar la care țineam, țineam foarte mult. După aceea, o altă publicație. Să vedem dacă o avem aici. Este, deci tu nu mai știi ce ai selectat. Știi că a fost, da, a fost o structură, când era domnul Ioan Aurel Pobrector, a fost o structură, nu știu dacă știi, colegii studențesc de performanță academică. Așa. Erau studenți de la toate cele 22 de facultăți ale universității care erau reuniți într-o structură să facă cercetare intertrans și multidisciplinară. Excelentă, a idee, perfect. Da. Și eu am înființat acest. Anuar al Colegiului Studențesc de Performanță Academică, foarte frumos, pe fiecare. Am văzut că ai poza festivă cu Cărtărescu. Da, atunci când a totdeauna fost invitat. când aveam invitații, făceam o poză pentru istoria literaturii. Și aici este poza cu Mircea Cărtărescu. Aceasta este ultima publicație pe care am înființat-o, că acum mă, mă mm. focusez, cum se spune. <laughs> Te targetez. Mă targetez pe, pe lucrări mai serioase. Deci mi a spus povestea cu U fonetic pe care ai urmărit-o în discuția mea cu Virgil Mihaiu într-o ediție anterioară. Cum e de fapt? Nu, nu vreau. Mi-a plăcut să... accentul polemic, nu, dar nu, nu e obligatoriu. Să, nu vreau să polemizăm cu... Uh... Puțină sare și piper nu strică. Da, deci uh, problema aceasta cu U final este, eu cred că, n-am studiat problema. Deci e Mateiu care a sau Matei? Nu, cum îl, Mateiul cum îl aici este... este Acolo clar. e clar. Virgil Mihaiu, nu... Da, Mihaiu, dar Camil Mureșanu. Camil Mureșanu, etc. Deci dar de cum, unde apare U ca uh, un ornament? Problema este, este următoarea. Nu, uh, uh, unde, nu se citește totdeauna un final. De exemplu, și exemplul cel mai clar îl dau tot din Eminescu. În 1884, când Maiorescu i-a tipărit uh, lui Eminescu faimoasa ediție uh, de poezii, acolo, de exemplu, în poezia... Uh, mai am un singur dor. Dacă-ți amintești, zice nu voiu sicriu bogat uh, ce mă... Și așa mai departe, așa. da. Dacă, dacă eu aș citi nu voiu sicriu bogat, ar fi cu o în plus. Da, S-ar din o poezie. Este dovada foarte clară că uh, acel final nu se citea. În acel moment, cel puțin... Uh, Alt argument. Nu se în, citea, aceeași da. edi exact. în aceeași ediție, peste tot apare Sunt. Era o convenție academică, nu sunt, ci sunt. Și eu am da. un curs pentru că țin foarte mult la această treabă și studenții mă întreabă, domnul profesor, dar de unde știți că Eminescu pronunța sunt? La e, se păstrează în registrare cu el? Nu. Zic dintr-o judecată foarte simplă. Sunt foarte multe cuvinte care rimează cu sunt, nu cu sunt. Sigur. Pământ, vânt, cânt, etc. Da. Or Eminescu nu putea să pună în rimă sunt, cu, cu sunt, cuvinte precum pământ, vânt... Pământ! Și... Exact! Deci era clar că era o simplă convenție. Deci, probabil, acolo, când U avea valoare de articol uh, hotărât, enclitic, probabil că se citea. Dar în rest nu se citea. De aceea, uh, apropo de glume, să-ți spun o glumă, chestia să se petrecea mai ales în Ardeal. Și când Alexandru Roman, care a fost primul profesor de literatură română la Universitatea din Budapesta, a fost să cu un membru de onoare al Academiei Române, cum se face și acum cu cei care luptă pentru cauza românească în străinătate? Da. Caragiale, care nu avea niciun sfânt, să zic așa. Ce epigramă sau ce vers i a făcut, zice, vine, apropo de U-Final? Da. Vine Roman din Ardeal călărind pe U-Final. <laughs> e total. Deci, ironizat tocmai da, da, această, această da. tendință de a. Îți poți imagina că mai avem vreo două minute de... Nu se poate. Da, păi da. n-am apucat ceea ce te anunțasem că da. intenționez să fie începutul discuției ba, noastre. În Cum ai ajuns în relație cu Noica, care se pare că te selectase printre tinerii pe care ar fi foarte, vrut să-i antreneze? Foarte simplu. La un curs da. al profesorului Ion Vlad, la teoria literaturii, profesorul Ion Vlad de la filologie, da. ne-a vorbit despre, a spus la un moment dat, Constantin Noica care a scris foarte puțin, un, un om care a scris foarte puțin. Păi ca cine-o fi ca? Ia să-l caut. I-am găsit adresa la Păltăniș și i-am scris o da. scrisoare. Și a zis, uh, perfect, mi-a răspuns cărți poștale. Deprindere din anii de domiciliu forțat, probabil, da. să scrie pe cărți poștale ca să nu dea de lucru securității organelor. Sau, organelor <laughs> să mai deschidă. Și, în sfârșit... Am... Era și el pentru transparență. Pentru transparență. <laughs> și uh, m-a invitat da. la Păltiniș, am fost la Păltiniș și după aceea, uh, când a făcut o vizită la redacția Echinox, la care, de da. care știi... El îmi să selecteze acei 22 de tineri. Campione ai culturii, culturii. De ce 22? Pentru că, din două motive. România avea 22 de milioane și zice, la un milion de oameni trebuie să fie un tânăr. Măcar deci... unul. Da. Unu. Și doi zice, echipa asta pe care vreau să o fac. Să fie ca o echipă de fotbaliști care îi e afiliată pe lângă o întreprindere și ia salariul, dar ei se ocupă de fapt de fotbal. De deci, ce ia 22 de tine trebuie să se ocupe de fapt de cultură? O idee sportivă, da. Zice, îi duc la păltiniș, îi, îi determin să, să renunțe la femei și la alte gânduri. Tentații? Îi, tentații. Și să-i pun, dacă se ocupă de cultura clasică, să-i pun să învețe greacă, latină și slavonă, iar dacă e modernă, engleză, franceză și germană. Am început cu satul Nandra, încheiem așa cu o deschidere într un Noica. Într -un da. Îți mulțumesc, Ilie, că ai fost prezent la Transparențe, iar vă, dragi prieteni, vă dau întâlnire și pe data viitoare. Numai bine! Sănătate!